8 din 10 persoane care au trecut săptămâna trecută prin vămile noastre sunt cetățeni străini, majoritatea absolută fiind ucraineni. Între 7 și 13 martie, atât la intrare cât și la ieșire, în punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate peste 264.000 de traversări efectuate de cetățeni străini, dintr-un total de aproximativ 340.000 de treceri. De exemplu, ieri și noaptea trecută, peste 9.300 de cetățeni ucraineni care fug din calea războiului au părăsit teritoriul Republicii Moldova, iar alți peste 8.200 au intrat în țara noastră. Cele mai solicitate vâni cu o pondere de 66% din pasageri sunt cele de la frontiera cu România. Săptămâna trecută la Leușeni au fost înregistrate peste 87.000 de traversări, la Sculeni 47.000, iar la Palanca aproximativ 38.000. De asemenea, un flux mare de ucraineni care intră în țară se atestă la Vama Otaci din nordul țării, iar la ieșire aglomerații se formează și la punctele de la Costești, Cahul și Giurgiulești. Din data de 24 februarie și până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova au intrat peste 280.000 de refugiați ucraineni. În jur de 100.000 se află și acum pe teritoriul Republicii Moldova. În țară sunt deschise 93 de centre autorizate și funcționale, dintre acestea 39 se află în Chișinău. În cadrul acestora mai sunt disponibile peste 3.000 de locuri pentru refugiați. Între timp, guvernul vine cu vești nu prea îmbucurătoare. Ministrul de Externe a anunțat în weekend pentru presa internațională că Republica Moldova este tot mai aproape de o criză umanitară privind cazarea refugiaților. Demnitarul solicită o intervenție mai mare a comunității internaționale pentru a susține refugiații din Moldova, deoarece locurile disponibile pentru migranți sunt tot mai puține.